ziua, ce faceți? Nu mai e dimineață de mult. Eu sunt gata, pregătită și foarte activă pentru că astăzi o să fie o zi așa relaxată de shopping, o să mergem la shopping, o să mergem la film și o să... nu știu, mai vedem ce e prin magazine, să vedem ce nebunii găsim, dacă găsim ceva. M-am uitat așa online zilele astea pe magazinele online să văd dacă găsesc ceva interesant, am văzut, dar totuși mi-aș dori foarte tare să văd dacă aș reuși să probez. Iarăși am sufletul setat așa pe niște rochii pe care le-am văzut online, dar mi-ar plăcea foarte tare dacă le-aș găsi fizic în magazine ca să le probez, pentru că sunt cu skepsis. Nu sunt toate cele mai grozave, adică nu pot să le intuiesc. Eu de regulă sunt un om care își cunoaște foarte bine corpul, știe dimensiunile, știe proporțiile, știe cam toate caracteristicile și am o imagine foarte clară în minte despre cum ar trebui să arate hainele pe mine și de aia de multe ori reușesc să cumpăr haine care să-mi vină bine fără să le probez. De asta pentru mine shopping-ul ăsta online n-a constituit o problemă niciodată. Până în prezent, în momentul de față, când lucrurile au luat o razna rău de tot în ceea ce privește fashion-ul și proporțiile nu se mai respectă, măsurile nu se mai respectă, lucrurile nu se mai respectă și mai ales în ceea ce privește rochile, pentru că eu am o talie destul de îngustă și micuță și subțirică și pentru că în ziua de astăzi croierile sunt anapoda, dezavantajează fix zona aia pe care eu ar trebui să o pun în valoare. Dar, în altă ordine de idei, am rochie pe mine, am început sezonul rochilor, Doamne, și mă bucur atât de tare de nici nu aveți idee, sunt atât de fericită, abia așteptam. Să sperăm că nu o să deger la film, nu știu, o să mă gândesc să văd dacă mi-au ceva pe mine și soarele, bineînțeles că face figuri, because why not? Oh, așa. Și să încercăm totuși să vă arăt. Soare, mă lași și pe mine, te rog, să încerc să vă arăt cum, cam ce am în minte. Cred că ne lasă, cred, nu știu, s-ar putea să mă vedeți cu un pic de purici. Da, și am rochia asta pe mine, care este o rochie de la Mojito, pe care o am de un an, doi, ceva de genul. Cred că o mai găsiți în varianta florală. Dacă o găsesc, dacă o văd, o las în descriere. Cred, dacă mi-aduc eu bine aminte, parcă am văzut-o recent în varianta florală, nu asta. Are o crăpătură destul de interesantă aici, dar din fericire nu se vede atât de proeminent pentru că are fusta destul de amplă. Este o rochie din aia de tip cămașă, dar ea se deschide numai până în talie. Am înlocuit cordonul cu care a venit cu o curea. Stați că tocmai am fost întreruptă și târlicii mei au fost jigniți, adică teneșii mei. Am teneșii ăștia pe care i-am de anul trecut, care mie mi se par foarte drăguți. Sper să nu îngheț la film, pentru că inițial nu intenționam să-mi iau ceva pe mine, dar mă mai gândesc până plec. Asta e geanta pe care vreau să o iau cu mine și ăștia sunt târlicii în cauză care au fost jigniți. Mie îmi plac pentru că sunt simpli, sunt super cute, sunt albi și nu sunt excesiv de sport. Și pentru că vreau să merg mult pe jos, cred că se potrivesc astăzi și da... Târlicii mei. Ăștia sunt târlicii mei. Așa au fost numiți, da. Cred că o să schimb totuși mustățile alea. Singurul lucru care mă deranjează la ei sunt șireturile alea supradimensionate și am niște șireturi din alea de silicon, niște benzi din alea de silicon cu care se înlocuiesc șireturile și cred că o să înlocuiesc șireturile cu alea, pentru că aia e singura chestie care mă deranjează, că sunt supradimensionate așa. În rest, mie îmi plac și mi se pare că vin foarte bine la rochia asta și nu o să mă scâng și nu o să-i schimb în ciuda faptului că au fost jigniți. În rest, accesorii aurii, cele clasice standard pe care le-am tot timpul, nu mi-am făcut nimic la păr pentru că îmi place cum îmi stă, așa am foiat și ușor ondulat, so here we go. Se vede mai portocalie decât este în realitate rochia asta. Ea este un roșu ușor cărămiziu, de care în general fug, dar acum e bine. Acum suntem ok. Nu spre bronzată ca să mă arate portocalie, așa că rezist. So, hai să plecăm și vedem ce mai facem pe parcurs. Vedem pe unde intrăm.
Ia uitați ce am aici. Ce am în spatele meu. Haide, vulpi. Hai, mami. Hello. Ce faceți? Am ieșit la plimbare. Am ajuns acasă acum vreo 20 de minute și m-am schimbat, evident că nu veneam în rochie pe câmp. M-am schimbat, mi-am făcut un ceai pentru că m-a luat o durere de stomac absolut înfiorătoare. Pe drum, nu știu de ce, nu-mi dau seama de la ce. Nu pare să fie neapărat ceva ce am mâncat, ci mai degrabă să fie o problemă de stres, probabil, nu știu, nervii mei, something. Și mi-am făcut un ceai și am zis că îl pun în termos. Hai, fetele! Hai că m-ați și strobit. L-am pus în termos și plecăm la plimbare pentru că Happy abia așteaptă. Deci este țopăia când am ajuns și am văzut că m-am îndreptat spre poartă pentru că ne-am dus să ne uităm la pomi, evident. Am uitat la Mary, că eu în dimineață n-am văzut Mary și acum i-am văzut și eram așa de fericită că se văd atât de frumos și e primul an în care au foarte multe flori, cel puțin 3 dintre ei, ceea ce este minunat. Toți au flori, ca niciodată, pentru că până acum n-au avut și acum au făcut flori și sunt foarte, foarte fericită că o să avem mere, sper. Adică deocamdată încă sunt la nivelul de sper, dar așa se preconizează, după câte flori sunt, este imposibil să nu rămână măcar două, trei mere în fiecare dintre pomi. Happy țopăia. Deja țopăia, o văzusem și zic, hai că mergem la plimbare. Îi place teribil de tare să meargă cu mine la plimbare, să ne plimbăm pe aici, cu toate că mai mult soia înaintea mea se joacă. Nu e ca și cum ar sta pe lângă mine. Hai, mama! Puiule! Și băbuța mea vine. Am crezut că nu o să vină pentru că o durea piciorul când am ajuns și căpăta. Dar nu-i mai. Ca bine. Și merge și ea încet. O să încerc să merg și eu un pic mai încet ca să ajut să nu o alerg. Așa. Și am fost la film. Am fost și la... Așa, am fost dat o raită prin magazine. Băi, deci, iarăși, nimic. Am probat niște rochi, niște chestii de la Zara. Azuse în colecția nouă de la Zara, aia cu motive și mi s-a părut foarte drăguță pe site și știam că sunt în magazine, în magazin cel puțin în AFI, mare parte din piese și am zis să le încerc pentru că, cum ziceam de dimineață, croielile și măsurile și na, horror, ceva horror, adică ceva de... Da, așa. Și nu mai bine că nu le-am... Nu-mi place să nu mă complic cu returile, nu știu, că mă plictisesc teribil și decât să mă risc să cumpăr ceva și să rămân cu produsul ăla și să nu-mi placă, mai bine las, mai bine mă duc în magazin și îl încerc, dacă am posibilitatea asta, evident. Și nu. Am luat două chestii, atât am plecat cu două chestii, una de la Zara și una de la Puma. Așa, o să vă arăt când ajungem acasă. Și am fost și la film, am văzut Air. Filmul lui... Asta cum îl cheamă? Ben Affleck, așa că nu venea. Lui Ben Affleck despre Air Jordan. Povestea lui Air Jordan și întâmplător am aflat și povestea din spatele filmului, cum a ajuns să se facă filmul ăsta și mi s-a părut chiar foarte interesant și de-aia am vrut să-l văd. Ok-ish filmul, adică nu m-a dat pe spate, nu era ca și cum mama mi-a revelat universul. Mi-e drept că nu eram eu foarte la curent cu toată seria asta, cu toată linia asta de Air Jordan și nici nu sunt fan, că apropo de asta ne-am tot uitat la... Adidas și la pantofi sport și la așa și am văzut. Știind că merg la film, cumva mi-au sărit mai tare în ochi. De data asta, da, nu pot să zic că sunt genial sau că mie nu-mi plac. Mie nu-mi plac Jordanii. Știu că Pebbles acum se răsucește pe cin și se întoarce de pe partea pe alta și se enervează și țipă dacă se uită la clipul ăsta, pentru că brusc și dintr-o dată a devenit fan. Sau mă rog, am o explicație, dar este irelevantă. Dar mie nu-mi plac, adică nu sunt stilul meu, nu sunt ceva ce aș lua. Îmi plac Nike-urile astea pe care le am în picioare, care sunt foarte vechi și foarte bătrâne și foarte uzate și care încă rezistă, culmea, și căutam ceva similar sau ceva similar cu târlicii pe care i-am avut astăzi, că așa au fost denumiți, târlici. Da, un termen foarte academic în caz că nu v-ați prins. Și
am luat ceva care să înlocuiască târlicii, pentru că dacă tot am primit atâtea reproșuri astăzi și atâtea sesizări, n-au bine, hai. Și în rest nimic deosebit. Așa, și după ne-am întors acasă și pe mine m-a apucat durerea de stomac. Because why not? De ce nu m-ar apuca pe mine durerea de stomac? Da, anyway, o să beau ceaiul ăsta, o să văd dacă mai mănânc ceva, pentru că am mâncat niște cornulețe, niște cornuri din alea umplute de la Paul și popcorn, o grămadă de popcorn, m-am umflat cu popcorn, chiar mă gândeam astăzi să-mi fac popcorn și după aia mi-am adus aminte că mă duc la... Adică planul meu pentru seara asta era, când mă uitam așa, îmi proiectasem ca mese pe ziua de astăzi și o porție de popcorn. Și mi-am dat seama că zic, stai un pic, că mă duc la film. Am zis că mă duc la film, deci sigur mănânc popcorn, nu mai fac acasă. Și nu voi mai face, de voi face altceva. Dar, da, e bine că e liniște, văd că, adică văd, aud, mai degrabă, că mai sunt ceva oameni pe câmp. Și asta pentru că e weekend. Mă gândeam că până la ora asta au terminat, da. Na? Așa. În partea ailaltă, acasă, tot aceeași coloană sonoră deosebită pe fond de dușmani, iubire și valoare este. Și e bine că am reușit să scap. Cine e mama acolo? Ce e acolo? Lasă că nu ajunge la tine puiule, n-ajunge la tine. Nu-i lasă mama să-ți facă rău, vine un tractor încoace. Ai prins faza, nu, mama? L-ai prins? Nu l-ai prins. Hai, iubita mea, hai! Așa, haideți că au trecut. De fapt, nu era un tractor, era un motocultor. Nu știu dacă prin alte părți ale țării, chiar să-mi spuneți că-s curioasă, dacă sunteți de la țară, din alte zone ale țării, dacă și la voi se poartă, dar pe aici am observat un fenomen. Sunt o felul de minusculi fermieri, așa se consideră ei, și n-au permis de conducere, n-au nimic, nu-s capabili nici o bicicletă să conducă și au cât un motocultor din ăsta, care îi ajută, evident, prin grădină, prin așa, și l-am văzut că îl modifică, îi pun un fel de remorcuță, o chestie după, și modifică cumva motocultorul ăla ca să pară un fel de tractoraș așa și se plimbă cu el pe stradă, pe aici, chiar pe stradă, adică încurcă circulația, și aia era, nu era un tractor, face zgomot exact ca un tractor, adică nu-i problemă, iar vulpii s-a speriat pentru că ea se sperie de străini, ea nu se apropie de oameni străini, ferite Sfântul, înțelegem și de ce, traumele sunt active. Hai mama, hai că nu e nimeni, hai puiule, hai! Hai că nu-i nimeni, dacă Happy este relaxată, poți să fii și tu. Iar i s-a părut că a văzut ceva, sigur. Cred că e cineva pe câmp? Nu, nu e. Așa, și cum i-a văzut și mai ales că se apropiau de ea, mamă, îmi vrea să se întoarc. Hai, puiule, hai că nu se întâmplă nimic. Vulpiță? Nu, e oră să întoarcă. Hai, mai mergem un pic, că știe drumul, nu e ca și cum... Suntem departe, nu suntem așa departe să pățească ceva, dar da, revenind la povestea cu Air Jordan și cu filmul, simpaticuț, adică mi-a plăcut, destul de ok, da, nu pot să zic că m-a dat pe spate sau că e un film extraordinar de Oscar sau că așa, da, rolul lui Ben Affleck slăbuț, adică nu e cine știe ce, povestea bănuiesc că majoritatea o știți dacă vă pasionează, așa, dar da, fain. Și legat de Adidas sau de pantofi sport, da, Adidas Nike, legat de pantofi sport, mie îmi plac ăștia pe care îi am eu și stilul ăsta cu talpa relativ subțire, cu fără alambicături, că v-am zis eu, nu pantofi sport care să-ți încarce piciorul și care să-l facă să pară că ai picior de elefant, pentru că ți îngreunează foarte mult mersul și se vede rău și având și o gleznă subțire îmi face piciorul să arate foarte masiv jos, ceea ce nu e ok, adică arată rău și credeți-mă că am văzut foarte multe fete din astea tinere, foarte drăguțe, foarte slăbuțe, așa, cu picioare frumoase și își puneau tancurile odioase cu tălpile alea gigantice și grele, adică eu nu înțeleg cum pot oamenii, adică
Se plânge lumea de tocuri. Wow! Înfiorător, dar cum să car pietrele alea de moară, frate? Deci, na, aș putea să port. Nu, dacă nu, pentru mine, dacă pantofii, dacă nu sunt ușori, mai prefer să merg desculță, adică nu. Nu. Și cu siguranță tocurile nu sunt atât de incomode pe cât sunt chestiile alea infernal de grele și de așa, dar mă rog, fiecare cu domnul lui. Wow! Ăsta a fost un mic Schumacher. Un mic Speedy Gonzales, un mic mai mare, un Speedy Gonzales mai uriaș așa. Sunt numele de Happy. Unde e mama? Mama s-a întors. Ah, nu. Vine și ea. E așa indecisă. Nu prea știe ce să facă. Hai, vulpițu! Nu prea știe ea ce să facă. A, nu-i problema. Mai mergem puțin și ne întoarcem. A scos copilul la plimbare. Ca să-și consume energia, nu că nu și-ar fi consumat-o astăzi. În rest, toate bune și frumoase. O zi de primăvară absolut superbă, mai ales că se anunțase ploaie și se anunțase că e urât și... Nu vreau ploaie și nu vreau să fie urât, vreau să fie soare și vreau să stau așa ca molusca la soare și să mă bucur de soare. Și am venit până la cartofi să vedem dacă au ieșit cartofii, dar pare că au cam ieșit. Which is good. Au ieșit, dar nu au ieșit toți. No problem. No problem. Hai să ne întoarcem și acum stau în contrajur și nu mai vedeți nimic. Iarăși mă părăsiți. Iar mă lăsați singură. Hai, puiule. O, dodolă puțolu. Dodolă puțolu. Haide. Hai, iubito. He, da, tu ești zuză. The zoomies. We have the zoomies. We have the zoomies. Aoleo, nu pe acolo. Hello. Înapoi. De dimineața. Mă scuz, dar zați de zgomot. Dar ieri n-am mai vorbit cu voi pentru că ai trebuit să mergem cu Udi la doctor. E bolnăvioară, are o alergie, are ceva, că nu îi cade blana. Și mai are un pic și ajunge pisică Sphinx și am dus-o la doctor, are tratament, mă urăște în prezent pentru că am început să-i dau medicamentele de aseară și este foarte răzvrătită și de-aia n-am mai stat să vorbesc cu voi, dar acum m-am trezit și am venit să-mi beau cafeaua și să-mi fac turul de dimineață, să văd ce s-a mai întâmplat, s-au deschis florile de măr, sunt absolut superbe, 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 abia aștept să văd mere. Acum și tot arată verde și frumos. Mai e de tuns iarbă, astăzi o să fie tunsă restul de iarbă. Și de principiu o să fie tot așa o zi de grădinări, de stat acasă, de chestii de genul ăsta. Ne recuperăm după ce am fost ieri la shopping. N-am găsit multe lucruri, oricum o să vă arăt imediat, o să vă arăt mai târziu ce am găsit și ce dezamăgiri noi am întâlnit prin magazine, pentru că n-am găsit nimic din ce am vrut eu. Dar în rest, toate bune și frumoase. Deci cam astea sunt principalele noutăți. Mă uit la Udi, mă uit cu un sfert de ochi încolo la Udi, că văd că tot face prostii. Și se urcă pe straturi, că dacă am supărat tot, trebuie să se urce pe straturi. Da, și de principiu, astea sunt noutățile. Să anunți o zi frumoasă. Sunt acum niște nori, s-au trezit acum niște nori să fie pe scăfârlia mea. Dar până acum era soare.
Și abia aștept să înceapă ziua, să fie așa o zi din aia de primăvară, de adevăratele frumoasă. Ține e un mic huligan, ține e un mic huligan. Hai la mami! Mă vedeți? Nu știu dacă mă vedeți. Dacă trag draperiile, le las trase, date la o parte, e prea multă lumină și se vede alb așa și nu mă vedeți bine. Dacă le trag și ca să nu intre soarele, mă vedeți cu purici. Ah, live. Da, ce faceți, dragilor? Aseară n-am mai vorbit cu voi pentru că ieri, unul m-a luat cheful de făcut treabă și a făcut o grămadă de chestii prin curte, inclusiv am dat cu fertilizant. Am semănat niște chestii, am făcut o grămadă de chestii, deci am fost avion și la un moment dat nu mai știam ce și cum. Și pe seară am fost la rapiță, am făcut niște poze în rapiță care sunt relativ de drăguțe. Nu m-am uitat chiar peste toate, n-am apucat să mă uit peste toate și nici să le editez, dar o să se întâmple până vedeți voi clipul ăsta. Și câteva am văzut că au ieșit chiar ok, chiar super drăguțe, de restul nu răspund. Așa, astăzi am o rochie pe mine de la Zara, o rochie din aia de tip cămașă, de pe care o iubesc de altfel și are și buzunare. Nu că aș putea să le folosesc, că materialul e atât de subțire încât nu prea pot să le folosesc, dar ce vroiam eu neapărat să vă menționez, pentru că n-am reușit să vă spun asta până acum, acum câteva săptămâni m-am văzut cu Aniela și... am avut noi o treabă, în fine, mă rog, mai mult eu. Și m-am văzut cu ea și mi-a adus ceva că a fost la Londra, de ziua fetiței ei, de ziua lui Anneli. Și mi-a adus o hoțoaică de la Londra, de la Hogwarts, pentru că, bineînțeles, a fost la Hogwarts. Și nu știu cum, dacă o vedeți, dacă se vede, eu o să încerc să pun. Și mi-a adus o hoțoaică și aveam lanțișorul ăsta de aur și am pus-o... ea, cred că este cean pentru... ăla, pentru brățări, cred, nu știu, nu sunt sigură, s-ar putea să fie charm din ăla, dar eu o folosesc ca pandantiv pentru lănțișor și îmi place, mi se pare foarte, foarte drăguță, da, și chiar n-aveam un medalion pentru lănțișorul ăsta, pentru că a venit cu o cruciuliță care s-a oxidat, în fine, nu era din aur, în fine. Așa, hai să vă arăt ce mi-am luat acum două zile când am fost la shopping. Pentru că nici ieri n-am apucat, am zis că vă arăt și nu am apucat să vă arăt. M-am zis, m-am apucat de toate cele. Și vă arăt acum ce mi-am luat. Încercăm și facem și un try-on haul, așa. Pentru că sunt puțin indecisă în ceea ce privește Adidas. Sau, mă rog, pantofii sport, că nu sunt Adidas. Așa. Aceasta este punga, că nu aveam. S-au gândit să mă bag și eu în asta. Și am luat două chestii, după cum vă ziceam. Am luat... o pereche de Adidas și o geantă. Geanta este de la Zara. O să încep să cu geanta de deasupra, că n-am mai luat altă pungă. Este de la Zara și mi-a plăcut foarte tare că are aspectul ăsta cumva așa mai boho. Nu știu dacă vedeți voi, dar este din material. Nu știu cum se vede textura la voi. Încerc să vă arăt în lumina asta. Este din material. Negru ăsta câteodată pare bleomarin. Jur că pare bleomarin. Anyway, așa, și mi-am gândit că de vară este o geantă foarte relaxată, mi-am plac gențile astea foarte boxy, așa, nu-mi plac ale... Deci ori să fie rotunde, ori să fie pătrate, dar să aibă foarte multă structură. Nu-mi plac ale se lasă așa. Și are și din asta și mi-a plăcut că este suficient de mică cât să nu mă omoare, să nu car totul după mine, dar suficient... de încăpătoare încât să nu treabă inclusiv portofelul și camera, că am testat-o. Și, cum ziceam, vine și cu o din asta, ia să o desfacem noi de aici. Ups, cam așa
așa arată. Partea bună este că mai are încă o cataramă aici pentru asta, pentru că e așa de enervant când se întorc astea. Știți că se întâmplă câteodată să se întoarcă. Eu le mai prind cu din asta, cu scoci dublu adeziv, că nu stau întotdeauna. Și cam așa ar fi cu baretă. Repet, acum, în momentul de față, o prefer fără baretă, but e bine că am opțiuni. Și mi se pare foarte faină și la rochia asta, spre exemplu, mi se pare că merge foarte bine, dar mi se pare că oricum merge și la blugi și la orice altceva, pentru că e versatilă. Este ușor de purtat. Având textura asta, pentru vară, mi se pare mai relaxată, mai casual. Nu e neapărat o geantă de seară, ca să spunem așa. E foarte drăguță, din punctul meu de vedere. Bun. Next, ce am mai luat? Mai am ceva aici, ce am? Șoseții. Am luat și șoseți noi, că tot eram în drum. Așa, când am început vlogul, v-am spus că s-a făcut foarte mult mișto de tărlicii mei, adică de tenisii mei, și i-am înlocuit, teoretic, cu acești Adidas, cu care nu știu dacă sunt sau nu împăcată, pentru că au talpa asta groasă, care mi se pare puțin ciudățică. Mie mi se pare, știu că e la modă, știu, dar nu e neapărat stilul meu. Și acolo în magazin, cu rochia aia roșie pe care o avem pe mine, care, apropo, acum e la spălat, că altfel aș fi luat-o ca să văd dacă îmi place, la fel de, dacă îmi plac ăștia la fel de mult cum îmi plac și tenisii, că ăștia sunt Adidas, nu sunt tenisi, asta e chestia. Nu știu. Zic să încerc. Hai să încercăm cu rochia asta, că, pentru că rochia asta ar merge și într-o ținută casual și să vedem dacă... Știți ce am realizat? Că am filmat cum îmi stăteau Adidas-ii cu rochia și nu mi se vedeau picioarele. Splendid. Deci erase that, ștergem that, scratch that și avem această chestiune care mi se pare că da, merge, arată ok, arată normal. Mi se pare chiar că arată puțin copilăresc, dacă mă întrebați pe mine, ceea ce nu e un look pe care eu să vi-l doresc în mod special. Sunt ok, așa când îi port, parcă nu se mai vede talpa atât de groasă. Mă uit acolo pentru că am acolo oglinda. Parcă nu se mai vede talpa atât de groasă și, spre deosebire de târlici, adică de tenisi pe care am avut la începutul vlogului, nu au și returile atât de expandate, atât de mari. Și întrebarea mea numărul 1 este pentru voi. Dacă le schimb și returile cu alea de silicon să nu se vadă deloc mustățile alea, că nu știu dacă îmi place. Și întrebarea numărul 2 e dacă îi păstrez. Let me know în comentarii, because I really don't know, honestly. Chiar nu sunt hotărâtă. Mai am o ținută în minte și dacă arată bine cu ținuta aia sau cu rochița aia, s-ar putea să tind să-i păstrez, dar oricum aștept răspunsurile voastre în comentarii. Rochița care va defini dacă păstrez sau nu, pentru că asta este o rochiță de tenis și e puțin șifonată, acum o văd, nu mi-am dat seama, mă rog, ignorăm asta, și la care în general purtam târlicii, pentru că îmi place aspectul ăsta. Da, n-arată rău, chiar n-arată rău. Dar let me know, deși returi, că acum mi se par mult mai vizibile și acum chiar le schimb cu alea de silicon. Deci, da. Voi ce părere aveți? Okidoki, Smokey, am ajuns și în punctul ăsta și vă mulțumesc dacă ați ajuns până aici. Nu uitați să vă abonați pentru că vine Makeup Mayhem peste noi, că de-aia și închid vlogul. Acum aș mai avea de filmat astăzi, dar trebuie să mă ocup de alte vloguri pentru Makeup Mayhem. Și așa că ne vedem în următorul vlog, care după calculelele mele ar trebui să apară a doua zi după ăsta, dacă mă ține bine pe mine memoria. Vă mulțumesc că v-ați uitat, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!